Simți impostură de tot de România? Nici vorbesc așa. Nu, mă simt bine, am venit cu gânduri mari și sper să avem rezultate cât mai bune. Și ce ți-a zis tot de România? Nu știu ce mi-a zis, dar sunt fericit. Patronul a spus că ești tot de România și că până la finalul carierei vei juca pentru Universitatea Craiova. Mă bucur. Sper să fie adevărat. A câta vizită medicală e pentru Craiova? Poftim? A câta vizită medicală este pentru Craiova? Nu mai țin minte. 11, cam așa. Ești cel mai vechi. Eu și cu Bancone. Sper să continuăm și să facem un an foarte bun. Mulți tineri, i-ai cunoscut pe toți? Da, știu pe toți de mulți ani și sunt jucători foarte buni și o să ne ajute cu siguranță. Alex, gândul tău e la un sezon mai bun decât cel precedent, la titlu, dacă se poate? Sper să fie nu mai bun, ci foarte bun. Sper să câștig un trofeu și îmi doresc foarte mult campionatul. Te-a bucurat reacția suporterilor care nu au fost de acord cu împrumutul tău la CFR și a spus că Mateu este indispensabil pentru Universitatea Craiova? Dar nu vreau să comentez acest lucru, că nu este adevărat și sunt doar zvonuri, minciuni. Suferi la Craiova și sper să găsești campionatul nostru. Tu visezi la o plecare în afară? Momentan nu mă gândesc să câștig campionatul, asta e principalul obiectiv al meu. Și după vom vedea, dar momentan visez să ridic trofeul la Craiova. Tu ai mai fost antrenat de papură la echipa a doua, când ai fost trimis? Bine, ai mai fost și pe finalul sezonului trecut. Ce crezi că vă aștepta în cantonamentul din Austria? Cu siguranță mult mai greu decât cum a fost cu Davis. Dar este un lucru bun, trebuie să ne pregândim mai bine și să dăm mai mult pe teren. Păi, cu siguranță mult mai greu. Asta înseamnă că poate fi bine pentru voi pe viitor, pentru că s-a văzut pe finalul sezonului au fost probleme fizice. Da, tot timpul o pregătire bună, este foarte bine că ești mult mai pregătit, ai mai multă forță. Sperăm să o arătăm pe teren și să facem un joc foarte bun, 90 de minute. Te-ai uitat pe lista de posibili adversari din primul tur preliminar, cu cine crezi că vezi pica? M-am uitat, toate sunt bune. Este normal la acest nivel să nu existe echipe slabe. Noi trebuie să fim pregătiți 100% și fără accidentări, toți sănătoși și cu siguranță poate vom face o figură mult mai frumoasă decât anii trecuți. După ce v-ați întâlnit cu Milan și Leipzig, cum ar fi o întâlnire cu Steven Gerrard? Adică exact un jucător ce a evoluat pe poziția ta. Foarte frumos, da. Important este să ne calificăm. Meciul de aseară cu Malta l-ai văzut? Da. Și cum? A jucat foarte bine, mă bucur pentru ei și le doresc multă baftă. Pentru Pancu? Bancul e senzațional, cel mai bun din România și sper să o țin tot așa, două să fie sănătos. Două pase de gol. Două pase. E foarte bun și mă bucur pentru el. Tu te gândești la echipa națională? Mă gândesc la cantonamentul din Austria, să fiu sănătos, să pot să fac toate antrenamentele și să joc mult mai bine decât anul trecut. Mulți spun că ți s-a făcut o nedreptate când ai fost convocat și trebuia să fii convocat acolo. S-a trecut supărarea sau? Dar nu, nici vorbă. Nu vreau să mă gândesc așa ceva. Nu, dacă așa a fost să fie, înseamnă că n-am meritat. Pe viitor muncesc mai mult și sper să fiu acolo. Mulțumesc! Normal, pentru asta ne pregătim an de an să câștigăm campionatul. Un target de goluri marcate? Nu m-am gândit la un număr de goluri. Eu sper să fiu sănătos și să fac o treabă cât mai bună să-mi ajute echipa. E cea mai importantă achiziție în această perioadă? Ce să zic, eu sunt sigur că vor mai veni jucători, nu mă gândesc că sunt eu cea mai importantă achiziție. Lotul cu care suntem este un lot bun, sper să ne pregătim cât mai bine, să încărcăm foarte bine în această perioadă și să avem un start foarte bun. Totuși e o presiune pe tine, ținând cont că n-ai reușit să înscrii niciun gol până acum în tricoul Craiovei? Nu este nicio presiune și chiar dacă ar fi, sunt obișnuit să joc sub presiune, deci n-are importanță dacă este sau nu. E suficient doar să spargi viața? Nu este suficient. Eu îmi doresc, v-am spus, să fiu sănătos în primul rând, să am continuitate, să fac meciuri bune și să-mi ajut echipa. Ai vreun obiectiv personal de îndeplinit? Obiectivul meu personal e să fiu întotdeauna cel mai bun. În turul preliminar la Europa League, ce echipă ți-ai dorit? Nu m-am gândit încă la ce echipă, dar indiferent ce echipă va fi, vom da totul pe teren ca să trecem mai departe. A contat în revenirea ta și faptul că te cunoaște foarte bine Cornel, ai o relație bună? Ai avut o relație bună cu el? Eu zic că da, dumnealui mă știe foarte bine de atâția ani și eu îl știu pe dumnealui. Eu sper să facem o treabă foarte bună împreună. Meciul de aseară l-ai urmărit?
Da, a făcut un meci foarte bun, a reușit să dea două asisturi. Mă bucur pentru el și sper să țină tot așa. Tu visezi? Tu-ți dorești? Ai fost în centru atenției când era Pandurică Cujiu? O să o luăm pas cu pas, mai întâi să-mi facă treaba foarte bine la echipa de club și apoi mă voi gândi la echipa națională. Ce crezi că vă așteaptă la asta? Un an destul de greu, cu meciuri pe trei fronturi, în Cupa UEFA, campionat și Cupa României. Sper să facem față cu brio și să reușim să câștigăm campionatul, pentru că toți visăm așa, dar nu toți au așa curajul să spună, dar toți visăm cu ochii deschiși la titlu. Te sperie concurența din atac, na, Colici cu Forte și Marcovici, Maicu vin din urmă? Nu mă sperie. Concurența este benefică pentru fiecare echipă, deci este un lucru bun. Știi că ești cu ghipier cu toții de România, cum spune patronul la un jucător al Preve, Matei? Da, am auzit. Este foarte bine că Matei a avut un an senzațional și că a reușit să își câștige acest titlu. Sper să fie de Rossi, că e mijlocaș și tu toții să-ți închei cariera la Creu. Mateiu rămâne întâi Mateiu, nu Rossi, iar eu sper, v-am spus, să fac o figură cât mai frumoasă. Mulțumim! Cum vezi nou sezon? Acum începe pregătirea și bănuiesc că așteptați mai mult de la nou sezon. Abbiamo adesso il ritiro, che è molto importante per noi, per tutte le squadre. Spero che sia una stagione positiva per Craiova. În perioada asta câte oferte ai avut din Serie A? Qualcuna, ma vediamo, sto qui, sto bene qui. Da. Ai văzut că ești permanent să scrie de tine în Serie A, în ziarele din peninsulă. Ești în centrul atenției. Qualcosa ho saputo, ma ripeto, sono in ritiro qui. Vediamo che succede, ma come ho detto prima di andare via, sto bene qui, per me posso stare qui anche 20 anni. Ai văzut că ești un portar român, e valoarea 12 milioane de euro, Ionuț Radu. Te-ai întâlnit vreodată cu el? L-ai cunoscut? So chi è, se lui vale 2 milioni, sono contento per lui. Îl vezi apărând la Milan. Radu? Da, sunt la Inter. Contento per lui, io gioco a Craiova. Mulțumim. Mersi. Okay. Mersi.